Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea pentru sâmbătă 23 ianuarie. Hai să vedem pentru această zi ce energii o să iasă pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow! Niște cărți foarte interesante. Hai să le luăm pe rând. Pe partea de dragoste avem aici 10-le de cupe. Foarte multă fericire. Foarte multă împlinire emoțională, sentimentală. Atât pentru cei singuri, cât și pentru cei aflați în relații. Zecele de cupe este o carte de uniune, de confort, de stabilitate în cuplu, în relație sau în familie. E o carte de fericire, de stabilitate, de armonie domestică. Zecele de cupe în tarot reprezintă exact acel și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Toate problemele s-au terminat, ați trecut prin toate încercările relației voastre, ați avut suișuri și coborâșuri și acum e momentul să vă bucurați de acest moment foarte, foarte frumos în viața voastră. Pentru cei care sunteți în relații de lungă durată, 10-le de cupe poate să însemne o logodnă, o nuntă, o sarcină, orice lucru care aduce mai multă stabilitate și fericire în relația voastră. Bineînțeles că acest lucru depinde de stadiul la care se află relația voastră. Pentru cei tineri poate să însemne un lucru, pentru cei în vârstă înseamnă altceva această fericire. Pentru cei singuri, 10-le de cupe este exact acel făt frumos pe cal alb sau Ileana Costanzeana pe care vă doriți. Văd că aici mesajele se tot repetă prin diferite cărți, dar oarecum cu același simbolism. În ultimele 4 zile cam tot aceeași energie am avut aici pe partea de dragoste, de fericire, de împlinire, de tot ceea ce vă puteți dori. Cei care v-ați certat cu partenerul sau partenera, este o zi ideală să vă împăcați, să readuceți armonia și echilibrul în relația voastră. Și pentru o parte din cei singuri, e posibil ca acest partener ideal să vă fie prezentat de un membru din familie, da? Să-l cunoașteți prin rude, prin oameni apropiați vouă. Pe partea de sănătate avem aici moartea, cartea care în tarot reprezintă zodia scorpionului și cartea care vine cu simbolismul de moarte și renaștere, de transformare. Pentru aceia care ați început această nouă traiectorie în sănătatea voastră, că e vorba de un nou tratament, o nouă terapie, o nouă dietă, orice ați început nou, astăzi începe să se vadă această transformare, această schimbare în organismul vostru. Începeți să vedeți primele semne ale transformării voastre și acest lucru vă încurajează că sunteți pe direcția corectă și ar trebui să continuați cu această terapie, cu acest tratament sau această dietă. O parte dintre voi s-ar putea ca astăzi să începeți să simțiți lipsa unor lucruri pe care a trebuit să le eliminați din viața voastră ca să vă asigurați o stare de sănătate mai bună. Atunci când simțiți aceste lipsuri, aduceți-vă aminte că ați renunțat la acele lucruri, la acele obiceiuri, pentru a obține ceva mult mai valoros, mult mai prețios pentru voi, pentru a vă obține longevitatea, pentru a vă redobândi sănătatea. Aceasta va fi o zi foarte importantă pentru voi pe partea de sănătate, o zi de cotitură în care oficial puteți să lăsați în urmă vechiul stil de viață, vechea stare de sănătate și să pășiți cu dreptul într-un nou viitor, într-o nouă realitate mult mai pozitivă, mult mai luminoasă, mult mai benefică pentru voi. Pentru cei care ați refuzat să faceți schimbările necesare pentru organismul vostru, pentru starea voastră de sănătate, astăzi un eveniment, o problemă de sănătate, o criză de sănătate o să vă oblige să faceți aceste modificări. Nu mai aveți de ales, pentru că ajungeți într-un punct din ăsta critic, într-un punct culminant în care ori faceți schimbarea care se cere de la voi,
ori vă acceptați soarta că asta e, nu o să mai fiți niciodată sănătoși. Decizia este în mâinile voastre. Dar dacă refuzați să îmbrățișați această schimbare, această transformare, dacă refuzați să renunțați la lucrurile care sunt toxice pentru voi, care nu vă servesc în niciun fel și vă fac doar rău, atunci nu veniți să vă plângeți de efectele acestui refuz, pentru că vă faceți cu mâna voastră. Este foarte important să nu vă luptați cu această schimbare, să nu vă luptați cu această transformare, pentru că este spre binele vostru. Acceptați-o, îmbrățișați-o, implementați-o în viața voastră cu entuziasm, cu fericire, cu bucurie, pentru că la finalul acestui drum o să aveți o stare de sănătate mult mai bună. Dar dacă vă luptați constant cu această schimbare, cu această transformare, dacă refuzați să renunțați la obiceiurile voastre proaste, la anumite lucruri care vă fac rău, atunci n-aveți cum să vă îmbunătățiți starea de sănătate. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem aici 10-le de săbii. E o carte de finalizare. O parte dintre voi s-ar putea ca în această zi să finalizeze un proiect, un contract, un loc de muncă, ceva se termină în viața voastră sau cineva pleacă din viața voastră. S-ar putea să nu fiți voi cei care plecați de la actualul loc de muncă, ci anumiți colegi, anumiți colaboratori, anumiți oameni pe care voi vă bazați în echipa voastră să plece, să decidă că gata, nu mai vor să o ia pe direcția asta, vor să facă o schimbare. Lucrurile o să se întâmple foarte rapid, abrupt, pe neașteptate. E posibil ca aici această ruptură să nu fie neapărat una amiabilă, să vină cu arderea unor poduri, a unor legături, cu distrugerea unor relații. Și este foarte important să vă uitați către viitor. Nu vă mai uitați către trecut, pentru că n-aveți cum să reveniți la situația din trecut. Acest 10 de săbii vine cu o schimbare iremediabilă, vine cu un final pe care nu puteți să-l evitați. Nu este o carte cu o energie foarte ușoară, este o energie destul de tensionată aici în spatele acestor 10 săbii și singurul lucru bun, singurul lucru pozitiv pe care puteți să-l faceți cu această carte, cu energia din spatele acestei cărți, este să învățați lecția pe care evenimentul legat de această carte vi-l transmite. Pentru că dacă nu învățați din greșelile din trecut, soarta o să vi le pună din nou și din nou în cale și o să repetați la infinit aceleași greșeli, aceleași tipare. Prin urmare, fiți foarte atenți la toate lucrurile negative sau mai grele, mai ciudate, mai abrupte, mai ieșite din comun care se întâmplă aici pentru voi pe sectorul de carieră, de afaceri, de bani, finanțe. Analizați-le la rece și învățați această lecție acum ca să nu trebuiască să mai repetați această experiență tristă, această experiență nefastă încă o dată. Bun, și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să îmi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. De asemenea, vă încurajez să vă mai uitați încă o dată la etalarea pentru luna ianuarie pe fiecare zodie în parte, mai ales la partea de horoscop, pentru că acolo vă explic cum puteți să vă pregătiți pentru etapa de Mercur retrograd care o să înceapă din 30 ianuarie și durează până în 20 februarie. Dacă n-ați văzut aceste videouri sau încă nu v-ați pregătit pentru acest Mercur retrograd, linkul găsiți acum aici în colțul din dreapta sus. Bun, și să vedem mesajul pentru această zi este următorul. Sunt în centrul păcii. Este bine pentru mine să privesc înăuntrul meu. De fiecare dată când mă cercetez mai în profunzime, descoper în mine comori nemaipomenit de minunate. Un mesaj foarte frumos care vine în completarea cărților care au ieșit în etalarea de astăzi, atât pe partea de dragoste,
sănătate, dar și pe bani, carieră, situație financiară. Faceți-vă această autoanaliză. Ar fi ideal să o faceți în fiecare zi, la finalul zilei, când vă spuneți rugăciunea de seară sau oricare ar fi ritualul vostru de seară înainte să adormiți, când faceți un duș, când vă spălați pe dinți. Luați aceste clipe pentru a vă face o autoanaliză, pentru a trece în revistă ziua prin care tocmai ați trecut. Ce puteți să faceți mai bine? Ce lecții ați învățat? Fiți recunoscători pentru toată susținerea pe care vă dă Universul și o să vedeți că mai multe lucruri bune, pozitive, o să vină către voi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și în etalarea de mâine. Pa, pa!